Vrei să te prezinți sau rămâi anonim? Da, cum ziceți? Cum e? Eu nu Nu știu zic să te la... Am început înregistrarea. Îți vedem poza de pe Facebook, de pe Messenger. Povestește întâmplare. Spune cine ești, ce s-a întâmplat. Eu sunt Foca Grigori. În anul 2022 am făcut cunoștință cu o fată pe internet, nu țin minte, cât pe adnaclasnic, Facebook nu mai țin minte. Și grăiesc undeva vreo 2-3 luni de zile cu dânsa. Și când l-au bucat de timp, fata ce îmi zice, fă-mi te rog ea ca și un cont BPI. Și eu întreb, pac, dar ce să faci cu contul ăsta? Că părinți sunt vârstiși, sunt în vârstă și nu pot pleca să achit comunalele. Fac, dar nu prezintă niciun pericol, nici că persoana care am făcut cunoștință e la Italia. Nu prezint, că așa numai că... Italia, dar tu n-ai nicio dovadă, dacă nu știi N-am nicio cheamă. N-am nicio dovadă. Și fac contul ăsta și la 2-3 zile au dispărut am de pe internet. Nu mai a apărut după aceea. Când astă iarnă eu eram la cercetare la Germania și m-a sunat de la poliție să mă prezint cu așa caz, că am plasat pe internet pe 3 de veci că eu cu chipurile vând lemne. Că am pus pe internet că eu vând lemne și oamenii au transferat avansuri și avansurile se scot eu, dar banii nu, lemnele nu le prindeau oamenii care au suferit. Dar ce fel de cont ai făcut tu? BPay. A, este așa bancă, BPay, da? Da, da. Și sunt datele tale de card bancar acolo sau ce sunt? Nu, sau datele de buletin doar? Datele din Zagran. Și cum poți scoți banii ce e? La bancomat sau? Da, la bancomat, așa mi-au zis. S-o scos. Și tu n-ai scos niciodată? Niciodată n-am scos. Eu le-am zis, eu sunt de acord să trec și detectorul ăsta de minciuni. Dar ce contează detectorul dacă există bancomat și acela filmează cine ridică banii? Are da, cameră, dar orice bancomat. Dar pe o întrebare asta le-am dat, domnule. Dar înapoi n-am primit-o. Bun, și ce-a făcut poliția? M-a arestat pe o lună jumătate că eu am fost dat în căutare și n-am fost prezentat, dar eu m-am aranjat la Bels la lucru oficial. Și la o săptămână jumătate mă sună de la poliția Ioloveni că să mă prezint. Și m-am prezentat la... Da, și eu m-am prezentat la poliția Ioloveni când acolo eu s-a arestat pe 72 de ore. Și m-a dus la Hâncești, am stat o noapte și a doua zi m-a dus înapoi la Ioloveni și m-a judecat. Judicata chiar, au fost vineri și sunt judicata. Da, pentru început ai fost reținut 72 de ore da. Și după ți-au dat arest o lună, preventiv. Da. Și tot așa, până pe data de 25 iulie am fost reținut și mi-au dat drumul pe data de 9 septembrie. Am o lună asta. Da. Iar dosarul ieri am fost am dat la murire și iar dosarul în judecat. Și nu pot demonstra cu nic să le dovedesc că eu n-am nicio atribuție. N-am scos niciun ban, n-am primit niciun ban. Da, ai avocat, apărătoare? Avocat de stat am. Nu-ți permit să plătești avocat? Nu, nu-mi permit. Nu-mi permit că eu am. Avocatul de stat? Poftim? Ai încredere în apărătorul de stat? Cam nu. De ce? Da, eu când am stat închis în numărul 13, procurorul îmi cere 5 ani de pușcărie, ori 30 de zile de arest. Advocatul îmi cere arest la domiciliu. N-are cum, ședințele de judecat care au fost atunci în vară erau doar pentru arest. Și procurorul spunea că fapta pentru care ești cercetat penal prevede 5 ani de închisoare, deci de asta el cerea o lună de arest. Și a obținut o lună de arest, că ai stat închis o lună de arest. Avocatul da, lună... făcea bine că cerea arest la domiciliu ca să nu stai închis în penitenciar. Probabil nu au fost condiții foarte bune la închisoare, nu? Nu.
Deci avocatul a făcut ce trebuie, procurorul a făcut ce prevede legea. În stare Aha. s-au ținut cu procurorul, ți-o dat o lună de arest, după aceea te-ai eliberat. Că i-a dat procurorului termen ca într-o lună să ancheteze, să vadă ce s-a întâmplat. Cum a Nu, ți-o dat drumul? Ai vreo obligație să nu părăsești țara, probabil. da, eu nu știu, mi-a pus interdicție ori nu. Și Atunci avocatul, mi-a dat. avocatul trebuie să-ți spună ce a decis instanța. Trebuie să traduc în limba omului de rând. Pentru asta e avocat de stat. Ca să spun ce o zice judecătorul. Și mie mi-a dat drumul curtea de apel. A, deci până la urmă o luat în considerație recursul avocatului tău. Deci iată, avocatul face treaba bine. Nu știu cine-i, el sau ea. E om. E om sau e Ion? Nu, nu, om, Mihail cheamă. Bărbat, adică. Da, da. Dar cred că își faci treaba bună dacă curtea de apel ți-a dat drumul, a făcut recurs apoi avocatul. Foarte bine a făcut. Și înseamnă că convins de data asta avocatul. S-ar procurorul, putea dar m-a început. Procurorul conteste și din nou să ceară arest. Eu știu dacă tu o să încerci să pleci din țară sau ceva. Dar nu chiar să vreau. Să aștept să judecata procesele unde la Hâșești o să fie, da, judecătoria Ialoveni. Nu vă pot zice. Hai că o să caut că la pe instanțe, pe site-ul instanțelor o să caut dosare cu numărul tău și o să văd la ce instanță. Ești și monitorizăm cazul. Deci zici că nu ai nicio vină decât că ai căscat că am făcut caloșul și te-ai lăsat păcălit de necunoscut aceea. Ai făcut da. Un cont și de ce i-ai dat datele ei ca să plătească părinții factura, da? Te-ai da, lăsat da, păcălit. Da. Și acum pe numele tău vin bani da. De la oameni care și ei se lasă păcăliți că o să primească lemne și banii ce ei încasează escroacă. Da, da. Acum poliția trebuie să găsească cine se excroce dacă se convin că tu nu ai luat banii. Te-o ținut o lună în arest preventiv, dar dosarul penal încă nu cred că e pe numele tău și eu nu cred că e ajuns în instanță. Eu cred că o să fie pe numele escrocelor. Trebuie să afle, ți-o făcut percheziție, i-ai dat telefonul, căutat. Da, 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 eu am fost la nene noi, a fost telefonul meu aproape luni de zile la dânșa. Dar de ce la nene noi? Întâi acolo eu nu știam și de Ialoveni dosarul. Deci tu ai două dosare, și la Ialoveni și la Neni Noi. Trei dosare, la Ialoveni, la Neni Noi și la Chișinău, la Durleș. Eu nu știu unde e Durleștul ăsta. O să că e lângă Chișinău. Ești orășel de lângă Chișinău. Na, e lipit de Chișinău. Oho, deci ai trei dosare. Eu cred că o să le comasez. O să fie un singur dosar de escrocherie și probabil o să examineze la Chișinău, la judecătoria Chișinău. Oricum o să caut pe toate site-urile să văd dacă e vreun dosar trimis în judecată, că procuratura nu afișează asta, dar când e trimis dosarul în judecată, apare pe site-ul instanțe.justice.md. Și ținem legătura, da? Da. Deci dacă o percheziționat telefonul tău, eu sper că ei o să găsească cine te-a păcălit pe tine și cine a păcălit pe cei cu lemnele. Pentru că aceia-s vinovații. Tu ești vinovat că dormi pe tine, dar nu ești vinovat că stai la închisoare. O lună ai stat, sper că atât o să fie maxim, sper că mai mult nu o să ajungi la închisoare. Fapta aceea de 5 ani de închisoare e a lor, nu e a ta. Dacă e adevărat ce spui tu. Așa că ținem legătura și monitorizăm cazul. Mulțumim pentru încredere. Bun, mulțumesc. Într-un ceas bun.